la profanare pe exerciții de matematică. Așa, e, se vine aici pe exerciții de sub braț, așa? Da, da. Vedeți că avem multe aici. Te rog. Da. 16, la pagina 68. 68, da. Determinați gen natural, știind că următoarele fracții sunt subunitare. Așa, așa. Fracția. Să fie subunitar. Anic, 8 și traie. Așa, fracțiile. Să fie subunitare. Singure. Următoare. Să fie subunitare, adică mai mici ca... Pare să fie bine. Subunitare. Da. Te rog. Amic. 8 pe N. 8 supra N. Da. Ce e însă? Până că să fie mai mic decât 1. N mai mare decât 8. N mai mare, deci dacă și mai dacă, N strict mai mare ca 8. Da. Ca să fie subunitare. 7 supra N minus 3. 7 supra N minus 3. Să fie mai mic ca 1. Ce N să pun? 11. 11 minus 3 face 8, da? Deci N? De la 11 încolo. N mai mare ca 11. Altfel N minus 3 să fie mai mic decât, mai mare decât 7. E de strict. Mai mare egal. Și egal? Îți combini și 11, ce să vedem? Da, 11 minus 7. 3, 8. Da. Da? E bun și 8. Corect. Mai mare egal. De acord cu asta. Ce? Ce? Da. 23 supra 2 N plus 5. Mai mic ca 1. Păi 23 mai mult. Plus ce? Așa, bine. 23 plus 23 minus 5. Nu, 2N plus 5, zicem. 2N plus 5 trebuie să fie mai mare decât 23, nu așa? Da, așa traducem, corect? Așa traducem. 2N plus 5. Scădem un 5 din altul 2, minus 5. 2N să fie mai mare decât? 9. Așa, adică N mai mare decât? N mai mare decât 9. 9, exact, scuze, vezi? Așa ajungem acolo. Nu, nu deodată îți dai răspuns, că nici eu nu mă prind. D. D. 2 supra 5 în minus 13. 2 supra 5 în minus 13. Minus 13. Mai mic ca 1. Asta dacă și mai dacă. Ia zi, Davide. Dacă și numai dacă, 5N da. Minus 13 mai mare decât 2. Decât adunăm 2. În 13. Corect. Da. 5N mai mare decât 15, adică N mai mare decât 3. N mai mare strict ca 3. Termin. E. 7N minus 2 supra N plus 28. 7N minus 2 supra? Supra N plus 28. Mai mic ca 1, dacă și numai dacă. Cum zicem aici? Putem scrie ca relație. Așa, asta, asta. 7N. Nu, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă, N plus 28. Da. Mai mare decât mai 7N minus 2. Mai mare decât 7N minus 2. Ce e ce ar însemna? Că putem să dăm un 2. Să scădem un N în 2. Da, scădem un N peste tot. Asta ar însemna. N, N, domnul. Da, 28 mai mare ca... 28. 6N minus 2. Adunăm un 2 peste tot. 6 înseamnă. 30 mai mare ca 6N. 30 mai mare decât 6N. De unde N mai? De unde N mai mare, mai mic ca 5. Da. Mai mic ca 5. Echivalent. Am spus că N mai mic ca 5. Cum e pe spin natural, de la cât îi? De la 1, de la 0. 0, 1, 0, 2, 3, 2, 3, 3 până la corect. 5, până la 4. Până la 4. 49 supra N, la, N pătrat. 48 N pătrat. Mai mic ca 1, dacă și mai dacă. Daria? Păi, facem că N la a doua trebuie să fie mai mic decât 49. Da. Asta înseamnă că la a doua trebuie să fie mai mic decât 7 la a doua. Mai mic sau mai mare? Păi tot subunitar, N la a doua să fie mai mare. Mai mare, nu mai mare. Așa, mai mare, da. Ăsta de jos să fie mai mare decât de sus. Ah, da, ok. Deci să fie mai mare decât 7 la a doua. Așa, deci N la a doua mai mare decât 7 la a doua. De unde rezultă că N poate aparține mulțimii. N mai mare decât? 8.
decât 7. Decât 7. Da. Da? E în care ca 7. De la 8 în cât? De la 8 în sus, dacă normal. Mai sunt. Următorul, G. N pătrat supra 20. N pătrat supra 20. Mai mic ca 1. Ce ce 20 mai mare ca N supra N la a doua. De 20 mai mare decât? N la a doua. N la a doua. De unde rezultă că N poate fi mai mic ca... Mai mic decât 4. Da, e bine. Adică 4. Adică dacă pui 4, 16 pe 20, e bun. Da. Și nu poți să pui. Și nu poți să pui. Da? E de acord. Următorul. H. N la 3 asupra 100. Dai tu mă sus, David. Dai tu mă sus ca să scrie mai ușor. Așa. Ia să vedem. Dacă și mai dacă, Daria? 100? Mai? 100 este mai mare decât N la 3. Da. De unde... Cum îl scrie la 100 ca o putere? 10 la 3. 10 la 2. Și ceva la 3. La 3. La 3. Hai să vedem cel mai mic la a treia care se aduce aproape. 3 la a treia cât ar face? 9. 5 la a treia? 3 la a treia? 3 la a treia? 27. 5 la a treia? 125. 4 la a treia? 4 la a treia? 16. 64. 64. Cu 5 la a treia e prea mare. Da? Deci trebuie să N trebuie să fie mai mic sau egal decât 4. N mai mic egal decât 4. Este adevărat? Dacă pune N mai mic egal decât 4, treaba merge, da? Corect. Așa, adică el se dă de acolo și pe altă. I. 169 supra N pătrat. 169. Vă să mergeți la mine? Bă, acum supra N pătrat. 169 supra N pătrat, mai mic ca 1? Da. Cum zicem, David? Dacă și numai dacă? Dacă și numai dacă, N la a doua, mai mare ca 169. Știm că 13 la 2 e 169. Corect. Adică N mai mare, mai mare, da? Decât, mai mare ca 13. Corect. Da? E mai mare ca 13. Și J. N plus 2 totul la a doua. Mai supra 100. Mai mic ca 1. Ia să vedem, Daria, tu. Dacă și mai dacă. Dacă și mai dacă 100 este mai mare decât N plus 2 totul la a doua. Sau N plus 2, vă zic și așa, N plus 2 la a doua să fie mai mic decât 100. Adică să fiți un egal, numărul 200 mic decât aceeași treabă, da? Sau 100 mai mare decât 100. Cum pot să fie? Așa, așa. Deci N plus 2, 2 la a doua, decât 10 la a doua. La a doua. Adică mai N plus 2, mai spus mai devreme, N plus 2. Mai mic sau egal decât 10, de unde rezultă? Mai mic, da. Mai mic strict. Decât 10. A, mai mic decât 10 și unde rezultă că entra este mai mic decât 8. Ia mai mic ca 100 la de ești. Exercițiul 3 la 1, exercițiul 15 de la pagina 68. 15 de la 68, să vedem. Determinație natural, fiindcă următoarele fracții sunt echiunitare. Deci se vede aici avem fracții supraunitare, subunitare și echiunitare, da? Da. Deci fracții. Echiunitare. Fracții. A fost subunitare. Subunitare. Acum fracții. Echiunitare. Fracții. Echiunitare. Subunitare. A, 8 supra N. A. 8 pe N. Se fac 1. Da. Asta înseamnă că e egal cu 8. Adică dacă și mai dacă, N egal cu 8. B. 7 supra N minus 3. Supra N minus 3 se facă 1. Dacă și numai dacă. N egal cu 10. N egal cu 10. A, B, C. 23 supra 2N plus 5. Supra 2N plus 5. 5. Se facă 1, Daria, dacă și numai dacă. De unde rezultă că... 2N plus 5 egal 23, zicem așa, da? Da.
2 n plus 5. Plus 5 este egal cu 23. Scădem în 5. Da. Și că 2 n este egal cu 18. Deci rezultă că n este egal cu 9. 9. De. 2 supra 5 n minus 13. De. Da? Da. 2 supra? 5 n minus 13. Egal cu 1, dar vedeți dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. 5 n. Minus 13, deci minus 13. Toate relația. Egal cu 2. Da. Asta se întâmplă la dată, te rog. Adunăm un 2. Adunăm 13. Da. 5 n egal cu... 5 n este egal cu 15. Când rezultă că n este egal cu 3. 7 e 7 n minus 2 supra n cu 28. Egal cu 1, dacă și numai dată. Zi, dar ești tu? 7 minus 2 este egal cu n plus 28. O să dădem un n. Nu. Dacă și numai dacă 7 n ai zis. 7 n minus 2 este egal cu n plus 28. Și o să adunăm un 2 și să fie că 7 n este egal cu n plus 30. De unde scădem un n. Și o să fie că 6 n. Deci 7 e egal cu n plus 30, zici? Da, adică... și că o să scădem un n în n. Da. 6 n egal cu 30. 6 n este egal cu 30, e un rezultă pe n egal cu 5. F. N pătrat supra 9. A, B, C, D, E, F. N pătrat... Ai probleme cu slow-ul, dar nu, nu, nu. N pătrat supra 9. Nu, nimică merge. Da, n pătrat supra 9 e egal cu 1, da? Da. Ceea ce am însemnat, David, e că n pătrat egal cu 9. N pătrat este egal cu 1, pe egal cu 3. E egal cu 3, da. 25 supra N pătrat. Și vreau să rezolvi că N este egal cu 5. E egal cu 5, să vedeți de fapt. H. 3N supra N pătrat. Egal cu 1, da? Da, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă, 3N egal cu N la 2. 3 e egal cu n la a doua. Da, ce facem? Scă, lăsați. Împărțim printr-un n. Da. Da? Împărțim totul printr-un n. 2 n. 3 n. 3. Da. 3 egal cu? 3 egal cu n. Nu, corect. 3 egal cu n. Și? Suntem la i. N minus 1 la a doua. N minus 1 la a doua. Supra 3 e 6. Egal cu 1, ce ar însemna? Ceea ce ar însemna că n minus 1 trebuie să fie egal cu 6, deci rezultă că n este egal cu 7. N egal cu 7, da. Și j, 49 supra, n plus 2 la a doua. N plus 2. La a doua. Totul la a doua. Da, la a doua, 49 egal cu N plus 2 la totul la a doua. 7 la a doua este egal cu N plus 2. Totul la a doua. Totul la a doua. De unde rezultă că 7 egal cu N plus 2. N plus 2 egal cu 7. N egal cu 5. N egal cu 5. Corect. Exercițiul 14 de la pagina 68. 14. De la 68. Determinație natural pentru care există, au sens fracțiile. A. E natural. Pentru care fracțiile există. Pentru care fracțiile există. Fracțiile există. 1 supra n. A. 1 supra n. 1 supra n. Anc. N egal cu 1. Asta există fracțiile. E natural, da? Da. Da, n egal cu 1. N egal cu 1, 2, 3, 4 și până la... Dar natural. Dar și 0 de cine lei? Pentru că părțirea la 0 nu are sens. Asta era. Dar 2 de ce poate să fie? Că nu e natural după aceea, dacă e 1 pe 2. Nu. Găsiți pe el încât se existe fracția. A, doar ca se există. Așa. E natural. Deci există 1 pe n, dacă n e diferit de 0. Corect. Deci există. Există 1 pe n, dacă și numai. Dacă e diferit de 0. Asta trebuia să spunem. Adică? E clar, e diferit de zi. Dar e gata, nu mai zice. E în aparținul ăsta. Gormă. A, B. B. 7 supra N minus 3.
Deci există fracția dacă și numai dacă n diferit de? N diferit de 0. De? Nu. N minus 3, David. Nu, n diferit de... 3. De 3, de 3 minus 3 fac 0. Da? Dar și mai dacă n, scrie așa, n minus 3 diferit de 0, adică numitorul tot diferit de 0, ceea ce ar însemna, duci pe 3 dincolo și n diferit de 3. Corect. Alt. Ce? 3 supra n minus 4. 3 supra n minus 4. Există fracția asta, dacă și numai dacă, dar ea zici tu. Există, uite, spun că așa există, asta înseamnă există, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă, n diferit de 4 diferit de 0. Ceea ce înseamnă că n diferit de 4. Corect. De 2 supra n plus 3. Există. 2 supra n plus 3, Davide, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. N plus 3 diferit de 0. N diferit de? N diferit de 0. Dar el știe aici a minus 3? Nu, nu. Aici te spun că vedeți ce e minus 3. Fiindcă e plus 3, ce nu se știu și el. Exact, el nu știu încă minus 3. Nu, nu, nu. Dacă și numai dacă, n aparține numelor naturale. Adică orice număr e bun. Dacă era minus 3, trebuia să punem 4. Așa, dacă faci de mine minus 3, ziceam e diferit de 3. E. 2 supra n minus 1 care este n minus 3. 2 supra n minus 1 care este n minus 3. Punem condiția ca tot numitorul să fie diferit de 0. Vorbește, Dane. Există asta, dacă și mai dacă, dar ea. Numitorul n minus 1 care este n minus 3. Pe lângă n minus 3 să fie diferit de 0. Și atunci? Trebuie să-l dau pe N. Adică, ce n-are voie? Cine nu poate să fie N? N nu poate să fie ce? Nu poate să fie 3. 3, da. Și ce motiv? N minus 3 va da 0. Și atunci 0 ce va face 0? Și 1. Și 1, cu 1 minus 1? Deci 1 minus 1? Ba uite așa cum a scris un profesor, Daria, tu ai scris asta. Da, dar este numai cât ori cât, cât ori cât, ai o mulțire aici. Pe asta zic că este același N. Păi da, de ce n-are voie să fie 3, dar, da? Din ce motiv n-are voie să fie 3? Nu știu ce e. Ai strac. Dar și dacă el nu-i munit, tot așa ești pericol. Păi da, dar el nu e același număr de situații. Păi sunt două variante ale el. Ori, ori. Adică un produs când este 0, cât ori cât se face 0? La mulțire, cât ori cât face 0, pe rând fiecare cu șansă să fie 0. Pe rând așa scris. Nu? Dar ce? Din diferit de 1, din diferit de 3. Care e nemulțumirea ta încă? Ea zice că nu poate fi n și 1 și 3. Asta păi uite, când el e 1, 1 minus 1 fac 0 și aici 1 minus 3 face ce o face acolo, important este că 0 oriceva face 0. Și o altă variantă, tot așa mare pericol, când asta la tine 0. Păi știu și eu mai cred că e mai 4 în situația asta. De ce e 2? Păi ea le adună acum, 1 plus 3. Nu le adună! Dar stai să spune, scuze că te urmăresc, vreau să văd unii... 4. N nu poate să fie 3, N nu-i 4, pentru că nu... Poate să fie 4, 5, 6 păi, da. Și 2. Da, da, aici zice, pune condiția ca fracția să fie 2. 2 minus 3 nu se poate. Păi nu mă interesează, 2 ar avea da, sens. Dar e același N în fiecare situație. Da. Deci, fapt, ea nu înțelege ceva. Deci, Daria, ca o fracție să existe, noi trebuie să punem condiția ca numitorul să fie diferit știu de 0. Asta. Ori, ori. N diferit de 1, N diferit de 3. Da, trebuie să punem asta. Ce vrei tu acum? Că e nu e același, în ambele paranteze. Da. Asta nu că poate să fie numai 4. Ce? Poate la 4 în sus. De ce? Că n-ar avea sens asta? Da. 4 minus 3? Nu, că n-ar avea sens 2 minus 3. 2 minus 3. Deci nu ar avea sens din cauza asta te spui. Da. Da? Pe noi ne interesează la mulțire cât ori cât se facă 0. Eu n-am spus de 2. Dar eu spun cine nu poate să fie. Nu vrem să vedem să fie subunitar, supraunitar, noi vrem să vedem să cine fi... nu poate să fie? Că trebuie să punem condiția ca fracția să existe aici. Că e de la 4 în sus, corect, e de la 4 în sus. Da, ea spune ce caută atunci cu 1, de ce intrați în discuție exact. Cu 1? De ce intrați în discuție cu 3? Cu 3, că e de la 4 în sus. E de la 4 în sus. Darea, deci, din clipa în care asta este 0, nu mă mai interesează ce-o fi acolo, că 0 oriceva face 0. Corect. Da. Și dacă e 0, atunci fracția nu există? Tocmai. N-are voie. Deci,
La mine problema este așa, sunt cumva să fie, acolo să fie 0,1 dintre cei doi factori ai produsului. Și atunci 1 nu are voie să fie și 3 nu are voie să fie. Când de la 4 în sus, clar, de la 4 în sus merge. Asta din ce spui tu ca mod de lucru. Exact. Când ne lucrăm. Dar în momentul de față, pentru studiul acesta, nu avem motive să spun pe el să-l dau de, pe unul să-l dau de aparte sau pe trei, decât dacă gândim așa. Deci, asta dacă și mai, dacă e n minus 1 diferit de 0, sau e n minus 3, așa trebuie să redactăm, diferit de 0. E n minus 1 diferit de 0 sau e asta ca să existe fracția, că după aceea o lucrăm și vedem că e n-ul de la 4 în sus, e altă discuție, e interesant, deci, e diferit de 1 și de 3. Și e n diferit sau e n diferit de 3. De ce n-are nevoie să fie 1 sau 3? Da? Deci asta pentru fracțiile să aibă sens. Da, să aibă fracțiile sens pe cum pe... trebuie să rețineți așa. Fracția are sens dacă nu se întâmplă numitorul să fie 0. Deci când vezi o fracție, prima ta problemă este așa. Măi, stau de vorbă cu ea. Cu fracția. Da, cu fracția. Mă apuc să lucrez. Numai dacă mă asigur că și de sub e diferit de 0. Numitorul e diferit de 0. Numai întâi mă apuc de lucru. Și pun condiția asta, o scriu. O pun acolo și să fie clar, o și lucrez, o văd despre vorba. Ca să știu ce zonă e periculoasă. Exact. Ce nu am voie să lucrez. Bun. Exercițiul 13. De la pagina 68, David. 13 de la 68. A. Pentru ce valori ale lui N naturale nu există, nu au sens fracțiile. Deci acum nu există. Adică ce trebuie să cauți, domnul profesor, dacă nu există? Pentru ce valori lui N? Adică nu va fi 0. Pentru ce valoare al lui e? Nu există fracție. Să vedem ce fracție. Să vedem. 3 supra n. A, 3 supra n. Fracția nu există. 3 supra n. N egal cu 0. Așa. Iară, pentru n egal cu 0, fracția nu există? Da. Și aici, pentru există? Deci, la 14 era pentru există. Să existe fracția, numitorul trebuia să fie diferit de 0. Și noi luam celelalte valori. Și acum trebuie să împărțim. Și acum pentru care nu există. Și înseamnă acelea care numitorul e 0. Numitorul e 0. Da. Haideți. Deci 3 supra n. N aparține lui 0. Noi acolo era nediferit de 1, nediferit de 2. Da. Dar acum găsim concret. Egal. Da. N egal cu 0. Deci pentru cine nu există, nu există, uitați așa scriu, nu există tăiat. Deci nu există n pe 3, dacă și numai dacă e n egal cu 0. Hai să scriem așa ca să vedem dacă... B. Nu există 7 supra n minus 3. Nu există. 7 supra n minus 3, dacă și numai dacă, Daria, n este egal cu 3. Dacă și numai dacă, e egal cu 3. Și nu există, Daria, 3n supra 3n minus 33. 3n supra 3n minus 33. Da. Dacă și numai dacă, n egal cu 11. Dacă și numai dacă, n egal cu n egal cu 11. Așa bine, nu? Dacă și mai dat, e egal cu 11. Că la 12, 33 minus 33 fac 0. Apoi. De, nu există 2 pe lângă n plus 3. Nu există 2 pe lângă n plus 3. Supra n minus 7. N minus 7. Date și numai dacă. N egal cu 7. Și e, nu există 2 supra. Dacă mai din 5 mai ușor, e 2 supra n minus 3 pe lângă n minus 7, n minus 3, nu, supra, 2 supra n minus 3 pe lângă n minus 7, dacă și numai dacă, aici iar e Daria cu 2, da? N egal cu? N egal cu 7. Și n egal cu? 3. Nu, mai dacă n egal cu 7. De ce? Pentru că nu poate să fie. Ea zice că e același n și cum să-l pui și și. Dacă n e 3, 3 minus 7, nu se poate. Daria, noi nu zicem că odată n e 3, în prima e 3 și în a doua e 7. Noi zicem odată e 3, da, o variantă, nu și atunci 0 oriceva înseamnă 0. Nu poate. De ce, Daria? Pentru că 3 minus 7 nu se poate. Dar nu, aici nu mai necăjesc. Nu contează. Daria. Și nu înțeleg asta. Hai să vedem că... E 1 și în 2 poftim. Daria, când ne înlocuim pe n cu 3, când ne facem pe n cu 3, se întâmplă că apare 3 minus 3. Pe lângă 3 minus 7.
Da, aia nici mă interesează fiind trei minute. Dacă nu iau un calcul. Nu se poate. Asta că nu se poate, dar zero oriceva? Zero oriceva, oriceva nu mă frământ de ce-o fi acolo. Mi s-o mai luăm în calcul cât dă ceva și voi n-ați învățat. Înțelege? Nu te... Că dacă nu pui de amândouă, corect. Sigur că... Dacă nu le pui de amândouă, te depunctează la un test. Da, de urmează cât de curând. De minus 4, da, da. Acum și-au să învățați. Acum și voi într-așa să învățați astea. Acum, la sfârșitul am... Acum, voi învățați într-așa astea cu minus. Și scăpăm de minus 4. Exact. Da, vreme. Dar ea trebuie să înțelegi. Exact. Este momentul acela. Când ea vine cu, de pe poliție, îi spun, dom'le, ce să-mi pun eu probleme? Că nu există asta. Sigur că nu pot să operez, dar fiindcă asta e 0-0, oricine ar fi, ea face 0. Exact. Și imediat ai să vezi și cu minusul ăla. Da. Și ai să vezi că 0 oriceva cu minus, tot 0. Da. Da. De-aia trebuie puse amândouă condițiile. Nu te încăpățâna și ascultă. Păi ce dacă, greu, domnule, da, că copiii ăștia ar trebui mai devreme să înveți și cu minusul. Da, sigur că și da, datoria. Da. Nu, în întâmplătură a fost vorbit din data de aceea și tot am spus. Da. Of, deci, profesor, învățământul ăsta, uite cum așa îi blochează și nu poți să... N-ai argumente să fii. Chiar exact. Spune, eu acolo nu am pătut. Și pe aceea vii și le arunci care voi ieși și cu minus și, cu și ei atunci tot pierdut cu tot. Și de acolo se face ruptura. Exact, se face ruptura. Exact. Nu mai poți să 10 la pagina 67. Trebuie doar să înțelegi. Deci, la 67. Care din următoarele fracții sunt ireductibile? Da. Care? Din următoarele fracții sunt ireductibile. 3 pe 4. Vreau să știu dacă e ireductibilă. Ireductibilă, pentru că 3 și 4 sunt prime între ele. E fals. Deci 3 pe 4. Ireductibilă? Ireductibilă sau ireductibilă? Ireductibilă. Ah, adevărat, da? Ireductibilă. 3 pe 4. Deci 3 și 4 sunt prime între ele. 3 pe 4, da? Cum? 3 pe 4. Cum este? Adevăratul ireductibil. Și în paranteză spune 3, 4, cel mai mare zborcovânt este 1. De ce este? Uitați, așa puneți. 3, 4, adică numele sunt primi între ei. Asta. 8 pe 7. 8? 8 pe 7. Uitați cum trebuie să scrii. Dar uite la domnul profesor un pic cum scrie. 8 pe 7. Da? Adevărat, pentru 8 și 7, zi, dar ea și 1. Da. Egal cu 8. 7. Cel mai mare zonă cum nu este bun. Nu mai adică sunt primite. Următoarea, 33 pe 6. Cine? Tu. Se divid prin 3, amândouă se simplifică. Ah, dacă e simplificat odată. Da, da. Fals, asta nu e. 11 pe 2, da? Reductibil. Bun. 35 pe 42, Daria. Se împart? 35 parcă cu 7. Da, și 7, și 4, și 7. Deci, deci în partea 5 pe 6, 6 reductibilă, așa spuneți, egal cu 5 pe 6, egal reductibilă. 82 pe 41, Davide. Da, 82 pe 41. Sunt par, ia peste jumatea 41 al 82. Da, chiar. Chiar prin 41 sunt par. 41 și atunci face 2. 2 pe 1. Reductibilă. Asta e, dacă s-o simplificat, ce să mai, nici mai scriem. 13 pe 14. 13 pe 14. Numere consecutive, cum sunt? Daria. Sunt primitrii. 13 pe 14, egal cu 1, și atunci este ireductibilă. 63 pe 56. David. 63. 56. Stivii prin 3. 5 cu 6. 5 cu 6, David. 5 cu 6. 7 ori 8. 7 ori 8, 56 și 7 ori cât? 7 ori 9? 7 ori 9, 6, 7. Prin 7. Prin 7 și atunci repede face 9. 9 pe 8. 8. 81 pe 39. Reductibil, să mă explic, da? Da. 81? Pe 39. Prin cât se simplifică asta, Daria? Prin 3. Prin 3. Da. Deci reductibil. Davide, 55... Cât face? Scriem, da? Dacă ați vedeți. 27. 27 spre 35. 55 pe 20. Dar zice mai tare, Davide, trebuie să scrii tot. 55 pe? Nu, nu trebuie să scrii reductibilă, că dacă ai simplificat-o, după ce o scrii, baby. Odată ce ai simplificat, nu mai trebuie să scrii reductibil. Davide. Dacă vrea să scrie, o scrii tu, dar da, să vede că ai simplificat. Exact. 25 pe 20. 55 pe 20. Da, la 5. Prin 5, în primul rând. Facem 11 pe... Deci, dacă...
68 pe 51. 68. Pe 51. O scriu mai ușor, mai era, dar să scriu mai era ca să fie în urmă. Să reușească și el, da. Că el rămâne în urmă și în patru. Da, da. Gata. Gata. 68 pe 68 pe 51. 51, da, vedeți? Ce părere ai? Așa, prin... 51 ăsta merge pe 3, dacă ăsta merge pe 3, la de sus, oare merge? Acum mă uitam. Și așa cu 14 nu. Nu merge. Și prin 17, ca să le faci și 3 ori 17, poate 17, ne interesăm divizorul ăsta dacă e și sus. Prin 17 merge. 4 pe 3. 4 ori 7, 28, 4. 4 pe 3. Da, prin 17. Ai văzut ce am făcut eu? Am căutat divizorii de jos și sus. Da? 3 ori 17. 3 ori 17 l-am vedea. Deci rămâne aici 4 pe 3. 26 pe 39. Daria. 26 pe 39. Adică, 26 înseamnă 2 ori. Deci caut pe unul care sunt de rapid. 39, 3 ori 13. Prin 3 nu vrea asta, prin 13 atunci. Da, e foarte. Exact, prin 13 merge. Merge prin 13, da? Și prin 13 și face 2 pe 3. 2 pe 3. 22 pe 55. 22 pe 55. 55. Prin ce merge repede, copii? Pe 11. Corect. Face 2 pe 5. Apoi. 1001 pe 77. 1001. Pe 77. 77. Merge prin 7. Merge sau prin 11? Prin 7 merge. 1001 se împarte la 7? Da. Trebuie să vedem. Am făcut ieri, sunt foarte bine. Ia. Da. 1001 dacă se împarte la 7. Da, de 30 merge de 4 ori, 21. Da, da. Da, 143 merge. Deci prin 7, da? Da, deci e reductibil. Face o dată de... 143, da. 28, 143 pe 11. 1001 pe 91. Pe 91. Da. Ia să vezi, 91 nu cumva e prim? 91 se împarte la 7. Pe 7. La 7. Deci da. Asta înseamnă că merge. Și ăla se împarte la 7. Prin 7. Da? Și face 143. Supra. 3. 13. Și A, B, 5 barat, supra 20. A, B, 5 barat, supra 20. Merge? E reductibil asta? Nu, e fals. De ce? Merge prin 5. Merge prin 5. Asta nu e reductibil. Merge prin 5. Și atunci este... Deci știm de ce nu facem calcul de ce A și B, reductibilă. Bun. 9 de la pagina 67. 9 de la 67. Acum vin și așa. Deci, 9 de la 67 sunt așa. Simplificați fiecare fracție, astfel încât să devină ireductibilă. 18 pe 15. 18 pe 15. Simplificat-o, să devină ireductibilă. 18 pe 15. Prin cât s-o simplific? S-o împart? La cât? Prin 3, a zis. Prin 3. Și este la cu? 6. 6 pe? 6 pe 5. Pe 5. Este ireductibil asta. Da, da, știm. 6 și 5 prin 3. Nu mai scriem asta. 48 pe 42. Da, e. Păi merge prin 2. Prin cât? 6 ori 7? 6 ori 7. 6 ori 8? Merge chiar și prin 6. Prin 6, repede. 6 și face 8. 8 supra 7. 7 e ireductibil. 12 pe 18. Păi merge prin 2. Tot prin 6 direct. Tot, da, tot prin 6. Și dă 2 pe? Dă 2 pe 3. Corect. 18 pe 850. Ia să vedem, prin cât? Prin merge prin 2. Prin 2 merge sigur. Prin 3. Prin 3 merge? Da. Ia să vedem. Da, prin 3 merge. Da, 6. Face?